Scene șocante noaptea trecută pe strada Soveja din Constanța. Un motociclist în vârstă de 26 de ani a sfârșit lovit de o mașină. Motorul pe care și-l cumpărase de câteva zile, cu banii pe care îi câștigase din voiaj, l-a condus pe ultimul drum. El circula dinspre cartierul Tomistrei către Delfinariu. După ce a ieșit din curbă, tânărul a pierdut controlul motocicletei, a atins o bordură, iar apoi a lovit acest stâlp. De aici, motocicleta s-a dus târâș aproape 100 de metri, iar tânărul a căzut sub roțile mașinii. M-am trezit doar cu oglinda în parbriz și m-am speriat, am tras de volan și a dat. Când m-am oprit, el era deja sub mașină. Mai mișcat sau nu te-ai apropiat? Nu, ba da, m-am dus, nu mai mișcat. A murit pe loc. Da. Tânărul a fost scos de sub autoturism de un echipaj de la descarcerare. În zona a fost trimisă preventiv și o auto specială a pompierilor. Mașina o împinge, nu o pornește. Nu o pornește, lasă-o pe liber. O lasă pe liber și o împinge. Da, da. Stai ușor. Ia. Stai ușor. Merge ușor. Da. Două. Mai mulți prieteni ai motociclistului au venit într-un suflet la locul accidentului. Nu le-a venit să creadă că omul cu care vorbiseră cu jumătate de oră înainte de tragedie zace fără viață pe asfalt. Aștepta ca peste aproximativ 2 săptămâni să plece din nou pe mare. Unul dintre ei a povestit cu greu că acesta le făcuse cinste la o terasă pentru a sărbători achiziționarea motocicletei. Nu au consumat alcool, spune el. Eu acasă ajungesem de la el, am plecat de la butoaie. Mai devreme am dat eu tură cu motoreta lui. Am dat o săptămână, trebuie să mașina asta și aia. Uite, ăla și tine și lui mai devreme, recunosc tine. Mai devreme, credeam de el că iar e roz. Și mai devreme era cu fata. Cluba asta aici n-avea ce să caute el așa jos, frate. La viteză n-ai cum să-i curba drept. Da, și ce cauți pe partea dreaptă aici, frate? Păi dacă ai mașină, ce vrei să intre? O banda a doua? Păi avea mașină, mă. Șoferul care conducea mașina ce l-a lovit pe motociclist abia mai putea vorbi. Tatăl lui, medic de profesie, încerca să-și explice ce s-a întâmplat. Alunecat. Am văzut că băiatul e marcat. El am văzut că era... Nici nu înțelege ce s-a întâmplat. Normal, nu. Dacă din spate vine, de unde se vezi? Trupul fără viață al tânărului a fost dus la morgă pentru necropsie. Prietenii lui spun că acesta avea experiență pe două roți, însă cu toate acestea, seara trecută avea doar casca de protecție. Tot noaptea trecută, un bărbat din Iași și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină la Eforie Nord. Polițiștii au stabilit că pietonul a traversat neregulamentar.